Consiliul Județean Gorj a organizat miercuri 16 aprilie 2014 conferința de lansare a lucrării de modernizare și reabilitare a drumului județean 672 Tismana-Peștișani-Brădiceni-Buduhala. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional. Proiectul se implementează potrivit prevederilor ghidului de finanțare de o unitate de implementare. Și avem aici o parte din unitatea implementare care urmărește sub toate aspectele implementarea proiectului. Tehnic, economic, juridic. Bineînțeles că alături de contractul de execuție a lucrărilor avem și contracte de finanțare pentru asistență tehnică, pentru promovarea imaginii și toate acestea la ora actuală sunt concretizate și am intrat în linie dreaptă în execuția lucrării, deoarece și licitația care a avut loc s-a încheiat în sfârșit cu un câștigător, o asociație care are ca lider de asociație SCIDP Gorj. Câștigătorul a fost desemnat în final de Curtea de Apel Craiova. Deci a fost hotărâre a Comisiei Județene pe o licitație ținută în sistem electronic, a fost contestată, a fost soluționată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, a fost atacată și Curtea de Apel, instanța definitivă, s-a pronunțat definitiv și după luni bune de timp pierdute prin forurile care se decidă în final câștigătorul, iată că a început și lucrarea. Prezentarea proiectului, așa cum este el la ora actuală pregătit a fi implementat, nu poate să o facă decât un membru al unității de implementare și cel care se ocupă de partea tehnică. Acesta este Cornel Cimpoieru. Și rog să prezinte proiectul. Deci lucrările efective au început în data de 28.03.2014. Asistența tehnică pe această lucrare din partea proiectantului este asigurată de asocierea SC Proredun SRL și SC Trus Construct SRL, iar asistența tehnică din partea diriginților de șantier de societatea SC Politec Consult SRL. Ambele societăți au fost desemnate în urma procedurilor de achiziție publică, au fost semnate contracte pentru aceasta. Sursele de finanțare pe această lucrare sunt, după cum bine știți, din fonduri structurale prin programul operațional regional în procent de 86,5%, de la bugetul de stat în procent de 11,5% și bugetul local în procent de 2%. O să încerc să vă fac o scurtă descriere a lucrărilor propuse de reabilitare. Drumul pe care noi dorim să reabilităm se numește 672, are 43,623 de kilometri. Noi am încercat să-l împărțim pe patru tronsoane, le aveți și acolo figurate, și am zis tronsonul numărul 1 pleacă din drumul național 67, Târgu Jiu-Motru și străbate localitățile Ciupercem, Părâul de Pripor, Călcești, Godinești și se finalizează în 67 de Târgu Jiu, Baia de Aramă și are o lungime de 15,637 de kilometri. Tronsonul numărul 2 pleacă din 67 de Târgu Jiu, Baia de Aramă și are o lungime de 5,207 kilometri și se întoarce tot în 67 de. Tronsonul numărul 3 pleacă din drumul care face legătura dintre Național și Mănăstirea Tismana și străbate localitățile Topești, Călcești, Arjoci, și se duce în Boroșteni și Peștișani și are o lungime de 11,318 km și tronsonul numărul 4 pleacă de la Peștișani și străbate Buduhala Brădiceni și se închide în final tot în drumul național 67. Lucrările care se vor executa efectiv pe acest drum constau în primul rând lărgirea părții carosabile prin execuția unei casete care va duce drumul de la 6 metri la 6,50 metri. Există undeva și
la Pocruia, din câte am văzut noi, o problemă unde nu o să se poată ajunge chiar la 6,50 m, o să rămână la 6 metri din cauza amplasamentului caselor în zona respectivă. Și avem pe acest drum, deci caseta se va, înseamnă o lărgire cu 60 de centimetri pe partea și pe cealaltă, 30 de centimetri din partea carosabilă existentă, 30 de centimetri pe acostament, o săpătură la în jur de 60 de centimetri cu sistemul rutier aferent. Acum, în prezent, drumul județean de care facem vorbire are trei categorii de îmbrăcăminți existente. Îmbrăcăminte asfaltică, îmbrăcăminte de beton de ciment și un sector de drum pietruit. Pentru fiecare tip de îmbrăcăminte, proiectantul a ales a ales soluții diferite. Pentru îmbrăcămintea din asfalt, din asfaltică, care se desfășoară pe lungime de 35,718 km, a ales următorul sistem. În primul rând, repararea tuturor degradărilor prin frezare și plombare, așternerea unui strat de egalizare din mixtura asfaltică, un geocompozit, material care să împiedice apariția fisurilor în timp la îmbrăcămințile superioare și apoi cele două straturi de binder și de uzură. Pentru îmbrăcămintea din beton de ciment, care se întinde pe o lungime de 6,24 de kilometri pe acest drum, a ales locuirea dalelor degradate, repararea fisurilor prin colmatare, un strat de mortar asfaltic pentru preluarea de nivelări și din nou cele două straturi de asfalt, binder și uzură. Iar pentru sectorul de drum pietruit care este în zona Topeștiului și are 1,6 km, a ales inclusiv refacerea infrastructurii cu strat de balast, piatră spartă și cele două straturi de asfalt, binder și uzură. Se vor amenaja totodată și intersecțiile cu drumurile laterale, secundare, drumurile comunale și sătești. Pentru scurgerea apelor și evacuarea acestora din corpul drumului, se vor executa în jur de 25.000 de metri liniari de șans de pământ, 25.000 de metri liniari de șans din piatră brută, șanțuri pereate din beton de ciment 6.300, rigole carosabile, accese la proprietăți sunt în număr de 1440, deci accese la proprietăți se vor face nu prin tuburi, se vor face cu rigolă carosabilă pe o lungime de 5760 de metri. Pe traseul acestui drum sunt existente 13 poduri, din aceste 13 poduri 5 vor fi dezafectate, adică se vor demola complet și se vor construi alte poduri, iar 8 se vor reabilita, lucrări în albie, lucrări la suprastructură, la calea pe pod și așa mai departe. Totodată se vor executa 61 de podețe, tot pentru scurgerea apelor, din care 41 vor fi executate noi, 20 se vor reabilita, se vor repara. Se vor monta parapeți de protecție pe 504 metri, se va face marcajul transversal și longitudinal, marcajul cu table indicatoare și stâlpi. Acestea, credem noi, că ar fi principalele lucrări care se vor executa pe acest drum.